to get ready. Bun venit la Kiss Cinema, emisiunea în care descoperim cele mai fresh filme care rulează la cinema în țara noastră. Eu sunt gazda voastră, Ana Moga, și vă voi prezenta filmele pe care merită să le vedeți săptămâna asta. Astăzi la Kiss Cinema pornim într-o nouă aventură intergalactică în Star Wars The Last Jedi. Aflăm povestea renumitului regizor Jean-Luc Godard în L'Eredoutable și cântăm, dansăm, dar ne și distrăm în Coco și luptăm alături de eroii din Justice League. Începem premierele de astăzi cu unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, Star Wars The Last Jedi. Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill și John Boyega revin pe marele ecran pentru o nouă aventură intergalactică. Haideți să vedem ce se întâmplă! Doar respiră. Și acum, mai departe. Așa cum ne amintim, din The Force Awakens, Rey și Finn au fost puși la curent de Han Solo cu evenimentele întâmplate în urmă cu 35 de ani. Pentru a restabili echilibrul forței în univers, cei trei pleacă în căutarea celui care ar putea să facă acest lucru, Luke Skywalker. În cele din urmă îl găsesc și îi se alătură într-o luptă împotriva celui ce vrea să ducă mai departe moștenirea lui Darth Vader, Kylo Ren. Fiți pe fază și haideți alături de ei pentru a scoate la lumină adevăruri șocante din trecut. Star Wars, ultimii Jedi. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marion Nou? Oui, mon amour. Marion Nou. Trecem la a doua premieră, L'Eredoutable, un film biografic care spune povestea lui Jean-Luc Godard, cel mai renumit regizor al generației sale. Pelicula a fost prezentată în competiția oficială de la Festivalul Cannes de anul acesta. Haideți să-l cunoaștem mai bine. Monsieur Godard, allez-y. Vous avez pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crête sa robe, enculé. Je te pendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Pelicula îl prezintă pe Jean-Luc Godard din trei perspective diferite. Faimosul cineast al noului val, lider al mișcărilor protestare din 1968 și omul îndrăgostit. Acțiunea filmului se petrece în timp ce regizorul filmează Le Chinois împreună cu Anne Wiazemski, o femeie cu 20 de ani mai tânără decât el, de care se îndrăgostește. Iubirea e atât de mare încât cei doi ajung să se și căsătorească. Din păcate, modul în care a fost primit filmul îl trimite pe Jean-Luc într-o autoexaminare profundă, iar evenimentele din mai 1968 amplifică această stare. Criza existențială îl transformă pe regizor dintr-un star al cinemaului într-un artist maoist în afara sistemului. Parce qu'ainsi va la vie, à bord du redoutable. Hai la cinema să afli povestea lui Jean-Luc Godard. Je ne sais pas, j'ai toujours rêvé d'être le père de Josette.